La vreme a lui ca dramaturg. Eu îi citesc corespondența către Rebreanu, un ardelean care ajunge directorul Teatrului Național în București prin 1923 și Blaga disperat îi trimitea scrisori rugându-l să pună în scenă piesele lui care nu erau înțelese, scrisese și publicase Fapta, apoi Cruceada Copiilor, nu erau înțelese la acea vreme pentru modernitatea pe care o exprimau ele. Publicul românesc nu era pregătit pentru astfel de... Cum nici poezia lui, deci care... Nu? Deci să ne gândim cum profesorii de la Universitatea din Cluj, Bogdan Buică și ceilalți, îl criticau pe Lucian Blaga și îl dădeau exemplu negativ la catedră, că nu așa se scrie, pentru că în prim plan atunci la noi era marele poet Octavian Goga. Ori venise cu o tendință novatoare, cu o deschidere mare, a adus expresionismul, care era un curent foarte viu în Europa, dar la noi lipsea cu desăvârșit, l-a adus și l-a implementat aici și l-a implementat frumos, nu forțat, s-a mers pe ideea de sincronism cultural. Și Blaga, cum a făcut expresionismul românesc? Că ne place și nouă până la urmă. Numai prin grupajele de versuri de care ne amintim, la cumpăna apelor, la cursile dorului, ăsta este expresionism, dar într-o formă atât de recunoscibilă și de frumoasă, că până la urmă a ajuns să ne placă. Deci, a clasicizat, practic, și curentul expresionist. Nu mai vorbesc de filozofie, pentru că asta e preocuparea mea și vă spun că să vă fac o mărturisire aici. Am fost atins de acest fior aici, la Festivalul Blaga, în data de 10 mai 1984, când eram un tânăr premiant la concursul de poezie, obținuse premiul Domn. Știți cum se dădeau atunci? Era motoul ăla care îți ascundea semnătura. Nu știa nimeni din jurul cine e autorul versului. Și acum e așa. Și acum e așa, da. Între timp am devenit și președinte de juriu. De și chestiunea este că nu știam programul festivalului, nu erau conferințe de presă, nu se televizau atunci, multe lucruri nu știam. Am intrat anonim în sala aceea de spectacole sau ce aveți voi la Casa de Cultură și l-am văzut pe Noica, despre care mai citeam din când în când câte un eseu în revistele vremii, mai ales în Viața Românească. Astea erau reviste care apăreau greu, rar. Deci numai noi știam că acolo mai publică Noica. Și zic, uite, chiar Constantin Noica. Și noi că am vorbit o oră despre filozofia culturii a lui Lucian Blaga. Dar știți cum a vorbit? Că eu, care nu aveam pregătire filozofică, am înțeles totul. Deci, foarte simplu și foarte limpede. Nu în termeni aduși de pe lună sau din alte locuri. De-ai noștri, de aici, dintre noi. Deci, am înțeles tot și am plecat acasă și m-am apucat să citesc opera filozofică a lui Lucian Blaga. Am terminat facultatea de filozofie cu o teză de licență despre matricea stilistică a lui Lucian Blaga. Mi-am luat doctorat în filozofie cu conceptul de spațiu teoretic al lui Lucian Blaga. Am luat două premii ale Academiei Române, Lucian Blaga mai la urmă, pentru că la Academia Română, la secția filozofică, se acordă numai premiile Vasile Conta, Titu Maiorescu, Ion Petrovici, Constantin Rădulescu Motru și de anul trecut Dumitru Stănivaie, pentru că și teologie. Premiul Lucian Blaga se acordă la secția literară a Academiei Române. Însă a fost meritul organizatorilor, deci de la Sebes, că a obținut de la președintele Academiei, atunci era vicepreședinte, domnul Valentin Blag, decernarea premiului Lucian Blag special
de filozofie, Lucian Blaga, la Academie Române, la acest festival. L-au ținut pentru că a fost uluit domnul actual președinte al Academiei de această manifestare care se desfășoară cu mare sinceritate. Că știți că sunt foarte multe manifestări false, de fapt. Dar asta e o manifestare sinceră. Deci e o manifestare sinceră, e la Blaga acasă. Blaga este cinstit cum se cuvine. El este un clasic al nostru, deci fără nicio îndoială, pe toate cele trei direcții de creație. Deci este uluitor că numai Eminescu, spirit enciclopedic, mai atinge aceste vibrații. Deci Blaga este practic urmașul lui Eminescu. Deci, este cel mai mare. Deci, iar noi ardelenii, sigur că ne mândrim cu el. Și eu, care am acum și postul de cercetător științific principal la Institutul de Filozofie al Academiei Române, lucrăm la compendiu de istoria filozofiei românești și tema mea de cercetare, bineînțeles, acolo, pe care trebuie să o predau până la data de 1 august, este Lucian Blaga. Ca să nu mai spun și faptul că ne-am apropiat și de urmașii lui Lucian Blaga, de doamna Dorni Blaga și mie, de exemplu, cred că după cei de la Humanitas, singurul la care îi se permite să mai publice ceva din Lucian Blaga, sigur că îmi dă dezlegare scrisă, doamna Dorni Blaga vorbește cu directorul editurii Humanitas și am dreptul la publicare. Tocmai pentru că a văzut această pasiune a mea pentru Blaga și sigur că ea ține foarte mult la Blaga și cred că cumva trebuie să faceți până mai trăiești să o invitați aici, la un filmar. Poate că ne și ajutați, da. Adică a fost un moment greu, asta. Noi știm, da. Da. Și eu acum pe da. Și cumva va trebui să dregem busuiocul, dacă așa, zic, așa. Da. Și am putea să arătăm deschiderea noastră și chiar ar fi minunat să reușim să... A fost incidentul acela, dar eu i-am explicat că nu e, că i-am sunat, și astăzi m-a sunat, de exemplu. I-am explicat că acolo, practic, nu blochează, se dă deoparte omul dacă vrea să vadă râpele roșii și... Da, în fine, deci au fost alții, să vă spun că ați avut inamici externi. Deci, a mai fost un festival la Cluj, care a cam suportat. Deci, noi mai facem un simpozion la Târgu Mureș, dar noi nu vă concurăm, din potrivă, noi invităm personalități de aici, acolo și ne mândrim cu faptul că suntem și noi co-participanți și cumva și în comitetele de jurizare și de asta, științifice de aici, la cel mai longeviv festival consacrat uriașei personalități a magului din Lancrăm.